cum să ne pregătim pentru o apă pe care nu am mai pescuit niciodată? La această întrebare complexă primim răspuns de la Andrei Vlădeanu, care de data aceasta, în doar 48 de ore, încearcă să prindă cât mai mulți crapi pe un lac necunoscut lui, iar telespectatorii vor putea primi astfel de răspuns la cele mai frecvente întrebări legate de acest subiect. Cheia succesului însă nu constă în pregătirile prealabile, ci într-o corectă evaluare a situației. Restul informațiilor le puteți afla în emisiunea Teatrul Crapului.